l-am auzit aseară pe domnul ministru de interne Bode spunând că teza sa de doctorat este publică și că toată lumea a citit-o, a fost pur și simplu, cum a zis, s-au dus coperțele de cât au citit-o. Teza de doctorat este despre, atenție, securitate energetică. Nu e în formă fizică, e într-un singur exemplar care se află copiat, scanat PDF într-un calculator. Nu poate fi citită decât pe un calculator. Nu ai voie să faci fotografii, nu ai voie să filmezi. Se pot lua notițe, practic, o copiere de mână, cap-coadă. Împreună cu Marius, împreună cu alți colegi din USR, să facem lumii cadou teza de doctorat a domnului Bode. La ce criză energetică este în România acum și criza facturilor? Eu mă așteptam ca lucrarea dumneavoastră să fie pe toate gardurile și în toate librăriile și bibliotecile. Uite că nu este. Nu suntem aici pentru a transcrie fizic teza lui de doctorat. Suntem înarmați cu pix, cu caiet. Să vedem despre ce vorbește dumneavoastră acolo, dacă e adevărat sau nu și dacă a plagiat sau nu. Avem toți abonamente făcute și merge să citim teza de doctorat a domnului Bode. Am văzut teza de doctorat a domnului Bode, am văzut că mor de plictiseală. Sper ca în restul tezei să fie ceva interesant, ceva magnific, în care domnul Bode a contribuit la domeniul academic al securității energetice. Mi-a luat o oră jumate să transcriu 3 pagini din lucrare.